Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte special și în primul rând unul dintre cele mai speciale videoclipuri de pe acest canal, pentru că o să fie primul și sper că ultimul de acest gen. Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat în legătură cu Teddy și ce s-a întâmplat cu Teddy, astăzi o să vă zic exact care a fost toată treaba și de ce nu am mai putut să filmez cu el. Toată lumea scria în comentarii ce s-a întâmplat cu Teddy, știți că am mai zis că a avut probleme Teddy și a fost operat și astăzi o să vă zic pas cu pas exact ce s-a întâmplat și cum se simte el acum. Așa că puteți să rămâneți neapărat până la sfârșit, pentru că acest video o să fie un video în care o să vă transmit un mesaj și un video din care aveți cu siguranță ce învăța, mai ales dacă o să treceți sau sper să nu treceți prin ce am trecut noi. O să fie ca un daily vlog acest video și vă zic de pe acum, așa că mai întâi o să avem niște treabă și o să vă explic imediat despre ce este vorba, mai ales că o să vă fie și util ceea ce o să vă arăt acum. Având în vedere că foarte mulți dintre voi se apucă în ultimul timp să facă vlog sau să facă diferite videoclipuri pe YouTube și mulți dintre voi m-ați mai întrebat uneori în comentarii ce programe de editare mai folosesc. Eu folosesc mai multe programe de editare, unul pe care vi-l recomand cu cel mai mare drag și unul foarte ușor de folosit este, bineînțeles, Filmora. Cu toții ați auzit de Filmora. Ceea ce acum ei au dat un mare update la program și au adăugat mult mai multe funcții pe care să le folosești. Așa că o să vă las un link în descriere ca să-l descărcați. Este gratis și, bineînțeles, au o grămadă de opțiuni. Este și pentru Windows, este și pentru Mac și nu-ți trebuie un calculator atât de performant încât să-ți ruleze programul. Bineînțeles, dacă îl vreți full, el va trebui cumpărat, dar vi-l recomand să-l luați momentan și gratis, ceea ce e foarte bine. Ei mai au și opțiunea de efecte de muzică gratis și au și videoclipuri gratis pe care puteți să le folosiți în videourile voastre. Și bineînțeles, dacă vreți ceva și mai performant, vă recomand Filmora Pro. Au niște efecte mult mai avansate și mult mai performante. De obicei eu mai folosesc când editez diferite videoclipuri pentru TikTok, pentru că au și opțiunea aceea de 9-16 stil portret pe care poți să-l editez, ceea ce mi se pare foarte tare. Au, bineînțeles, și muzică gratis și efecte pentru titluri și diferite efecte ca să le adaugi. Iar dacă vrei să exportezi videoclipul, adică să-l salvezi, ai o grămadă de opțiuni. Puteți să-l descărcați, o să vă las un link în descriere, duceți-vă, descărcați-l și folosiți-l, pentru că este unul dintre cele mai bune programe la momentul actual. Mai ales că fiind gratis la început, este un mare plus. Așa că aveți totul în descriere, vă urez spor la joacă cu editatul videoclipurilor, pozelor și așa mai departe. Acum revenim la partea cea mai importantă și anume despre Teddy și ce s-a întâmplat cu Teddy. Mulți dintre voi mi-au scris în comentarii ce s-a întâmplat cu Teddy, de ce nu mai filmez și așa mai departe. Sincer vă zic, la început nu vreau să fac chestia asta. Adică nu am făcut niciodată chestia asta astfel încât să abordez un subiect atât de sensibil și care cu siguranță ne-a afectat pe mine, pe Dia, pentru că am stat în continuu numai cu el. Având în vedere ce s-a întâmplat cu Teddy, am zis să vă dau și eu un mesaj și mai ales să învățați din ceea ce am făcut noi și poate așa puteți preveni anumite chestii pe care le aveți, nu știu, cu animăluțul vostru. Eu sper din tot sufletul să vă ajute și pe voi și să vă împărtășim din experiența noastră și mai exact ce am făcut noi ca să combatem toată chestia asta. Așa că acum a venit marele moment să-l vedeți pe Teddy. Așa că ia uitați-l pe Barosan cât de mare a crescut. Ce faci, frumosule? Frumosule. Mă pup? Bravo, bravo. Băi, ne pupăm noi în fiecare zi, nu? Bravo, ești cel mai bun băiat, cel mai puternic. Ia uite limbuța ta albastră. Ce faci? Îți era dor să apar și tu în fața camerei? De regulă se spune că rasa Chow Chow, pentru cei care nu știu, el este o rasă Chow Chow, se spune că nu sunt atât de atașați la oameni, dar v-am mai zis, depinde foarte mult cum îl crești, cum îl educi și ce îi oferi. Mai exact, iubire. Bravo, iubitul meu, bravo, frumosule. Teddy a trecut printr-o operație. El a avut entropion la ambii ochi. Mai exact, entropionul se transmite genetic de la părinți. De exemplu, părinții lui au avut entropion. Entropionul este atunci când pielea ochiului, adică pleoapa, intră înăuntru și cumva îl deranja foarte mult pe Teddy, pentru că îi afecta ochiul, îi afecta cornea și asta a dus la operație instant. Este necesară neapărat operația. De obicei, entropionul apare la rasele de câini care au pielea lăsată, care au blana foarte mare. A avut ghinionul ca părinții lui să aibă chestia asta, cel mai probabil, pentru că este transmisibilă genetic, ceva de genul, și a trebuit neapărat operație. Timp de 5 zile sărăcuțul
a suferit pentru că nu a dormit absolut deloc în nicio noapte timp de 5 zile. Ne-am dus imediat în prima zi când am văzut chestia asta, ne-am dus la medicul veterinar și ne-a spus ceea ce are și tot plângea și suferea. Iar după operație a fost mult mai bine și a trebuit să stăm zi și noapte să nu și afecteze ochiul mai tare și să dea cu lăbuța pe ochi pentru că se scărpina. Ei bine, aici vine o parte mult mai rea pentru că noi la început i-am pus un guler de câine din acela care să îl protejeze. Bravo. Mă pupi. Și am pus un guler de câine care, din păcate, asta i-a provocat o reacție foarte nasoală la gât. Deci, dacă vă uitați puțin în partea asta a gâtului, vedeți că mai sunt niște cojițe, dar acum a trecut aproape total. Și chestia asta... Ok, am scăpat camera. Grozav. Dar nu-i problemă pentru că Teddy mă pupă. În momentul în care am văzut că i-a provocat o reacție foarte nasoală pe piele, noi am crezut prima oară că era de la guler și cumva s-a udat, dar de fapt a format o biodermatită la gât, ceea ce nu a mai putut absolut deloc să-i punem gulerul, pe lângă faptul că a trebuit să fie și operat la ochișori. Și operația constă în tăiarea pleoapelor și cumva să nu-i mai intre pleoapa în ochi, ceva de genul acesta. Este destul de nasol, nu este o operație foarte grea, nu este o operație deloc care să afecteze chiar așa mult, dar nouă ne era frică de faptul că anestezieze total. Și asta este cel mai înfricoșitor lucru, pentru că noi stăteam cu sufletul la gură să se facă cât mai bine. Nu e așa frumosul meu? Bravo, e cel mai puternic băiat. Iar acum el are niște ațe la ochi după operație. La un ochi a fost operat, la celălalt ochi doar i-a pus niște ațe. Dar o să trebuiască la fel operat încă o dată, pentru că el este în creștere și de obicei se operează după cele 6 luni. Așa că vă dau ca sfat. Dacă voi aveți o rasă de câine sau, nu știu, o rasă de pisică care are blana mai lăsată și trebuie să vă interesați dacă părinții lor au avut chestia asta, entropion se cheamă, aveți mare grijă să vedeți pe moment dacă are acele simptome. Începe să se dea cu mânuța foarte mult la ochi, să se scarpine și îl deranjează cumva. Imediat duceți-l la medic pentru că o să vă prescrie niște tratamente, niște antibiotice pentru chestia asta și cel mai probabil o să trebuie că operat, dar stați fără griji pentru că operația este foarte ușoară și fiți puternici pentru că o să treacă cu bine. Acum el este în stare perfectă, este jucăuș, se joacă în continuu și pur și simplu nu mai are stare absolut deloc. Dar faza cea mai nașpa este că noi trebuia să stăm în continuu cu ochii pe el zi și noapte. Gândiți-vă la chestia asta, pentru că nu dormeam cu nopțile și a trebuit să stăm cu ochișorii pe el. Așa că dacă aveți un cățeluș de rasă Chow Chow sau nu mai știu, căutați exact să vedeți care rase au pielea mai lăsată sau blana mai mare, aveți grijă cu chestia asta și vă duceți cât mai repede la medicul veterinar. Ei o să știe cel mai bine ce o să facă și dacă vă interesează și de biodermatita asta, pentru că mulți dintre căței sau orice animăluț poate să facă chestia asta, o reacție alergică destul de urâtă pe piele. Duceți-l la fel imediat la medic și nouă ne-a dat un tratament în care trebuie să-l spălăm cu un șampon exact pe zona unde s-a provocat reacția. Și trebuia spălat odată la 2 sau 3 zile, nu mai mult, pentru că într-un fel usca pielea respectivă și o vindeca. Acum i-a trecut de tot, doar că mai are puține cojițe care trebuie să-i cadă de pe gât. Așa că dacă vreodată îi puneți guler la un cățel care are pielea sau blană mare, aveți grijă cumva mai întâi să-l tundeți și fiți cu ochii pe el. De obicei seara, dacă îi se face foame sau sete, dați-l jos și încercați să fiți cu ochii pe el. Pentru că dacă, de exemplu, cade mâncare sau apă aici la gât, s-ar putea să se facă chestia aia și este destul de urât. Pentru că și aia îl durea foarte tare și se scărpina și nu trebuie deloc să se scarpine. Golanule! Golanul meu frumos! Îmi place să-l alint golanule sau știți cum mai îmi place să-l alint? Teddy Bălosul, pentru că de fiecare dată după ce bea apă, îi curg așa balele pe aici și trebuie șters de fiecare dată. Nu-i așa, voi frumosule, doamne, cât te iubesc eu pe tine. Acum partea cea mai nasolă, dacă de exemplu vedeți chestia asta în momentul în care este mai puiuț, 5-6 luni, așteptați să facă 6 luni și de-abia apoi merge operat. De obicei chestia asta va recidiva, pentru că, de exemplu, și la Teddy, la celălalt ochișor, începe să îi se facă iarăși și iar va trebui operat. Asta pe la un an de zile, pentru că el este în creștere, capul lui se face mai mare și iarăși pielea lui începe să se lase și să intre iarăși în ochișor și să nu-i afecteze ochiul, corneea și așa mai departe. Tocmai de aceea vă sfătuiesc neapărat, vă rog din tot sufletul meu, dacă aveți un animăluț, fiți cu ochii pe el, aveți mare grijă de el, oferiți-i cât mai multă iubire, cât mai multă joacă și mai ales în procesul în care el este și vede
toată schimbarea asta, toată nebunia asta și începe să sufere sau ceva de genul, Doamne ferește, și vede că rutina lui zilnică s-a schimbat, adică se duce din ce în ce mai des la medic, medicul veterinar, începe puțin să fie mai apatic și mai distant. Asta s-a întâmplat și cu Teddy și cel mai important lucru este că în momentul acela trebuie să fiți exact la fel, să nu vadă că voi sunteți stresați și să vadă că nimic nu s-a schimbat. Deci trebuie să vă jucați în continuu cu el. El acum vrea afară. Hai să-i dau drumul pentru că nu mai are răbdare. Hai, fugi, fugi. Gata, s-a dus. Și trebuie să aveți mare răbdare cu el și să-i oferiți aceeași atenție și aceeași iubire și să vă jucați cu el, să vadă astfel încât că nimic nu s-a schimbat. Pentru că asta am făcut și noi cu Teddy și puteți să citiți mai multe lucruri despre chestia asta. Dar eu vă spun din propria noastră experiență, noi am trecut prin chestia asta și am vrut neapărat să fac videoul acesta ca să vă transmit și vouă un mesaj și din ce am făcut noi să învățați și voi și să combateți chestia asta. Să știți ce aveți de făcut în momentul în care vedeți aceste simptome la animăluțul vostru. Acum Teddy este foarte bine, doarme, mănâncă, bea apă și se joacă, ceea ce mi se pare foarte bine pentru că mă bucur extraordinar de tare pentru că Teddy și-a revenit complet. Așa că sper că v-a plăcut acest video, sper că ați avut ceva de învățat și luați aminte ceea ce am spus. Așa că aveți grijă de animăluțele voastre și iubiți-i necondiționat, pentru că și ei sunt ca niște persoane. Ei, de exemplu, pentru noi, Alma, Shazi și Teddy, sunt precum niște copii. Sunt copiii noștri și avem grijă de ei mai ceva decât ochii din cap, credeți-ne pe cuvânt. Mai exact când are o mică problemă, imediat îi ducem la medic. Acesta a fost primul și sper că ultimul video de acest gen. Așa că eu vă mulțumesc încă o dată, vreau să vă zic că voi fiți cei mai tari, cei mai tari lansatori, cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!